Salutări și bine v-am regăsit la un episod din The Forest. Bun. Uite ce așa și o pârlă arsă. Hai să mâncăm. Perfect. Deci, în acest episod mă gândeam să mergem să căutăm niște valize, pentru că am nevoie de mâncare și de apă. Mai mult de mâncare. De fapt, ia stai. Dacă o să vreau apă... Uite, water collector. Și o să-l pun fix aici. Mai trebuie un băț. A, știu că erau niște beți pe aici. Gata. Gata, perfect. Acum adică va trebui să așteptăm să plouă și pe urmă se va colecta apa aici. Dar, mă rog, hai să căutăm acum niște valize. Și în principiu să mai explorez și eu din insuloasă, pentru că nu prea știu bine mapa jocului. Știu că pot găsi și o katană și un topor mai bun decât ăsta. Și ea s-o pot tăia, da, o pot tăia. Așa. Hopa, uite canibalii. Bun. Domnul canibal. Salutare. Sunt doar doi? Bine ar fi să fie doar doi. Ăla-i mort. Nu pleca, domnule canibal. Încolo e casa mea. Whatever. Vreau să mă asigur că e mort. Și oricum, cred că vor veni și ceilalți aici și o să-l mănânce. O, uite acolo niște cutii. Am uitat cum se numesc, de-alea... Cutii dintre alea în care se transportă tot felul de chestii. De obicei pentru vapoare. O distruge asta? Uite că l-am distrus și am făcut rost de două bețe în plus. Ador jocul ăsta, am mai zis și o să repet tot timpul. Bun, uite și o piatră. Circuite. Hai să vedem, pot să mai fac acum niște bombe? Deci, ceas, mărunt. Așa. Și un circuit. Ia uite, perfect. Și pentru că am ceasul, cred că mai pot să fac. Da. Și mai am un ceas. Și un cocktail molotov. Bun. Hai că am și bombe. Bombele le voi folosi pentru a tăia copacii mai rapid. Pentru că, după mine, e o metodă foarte ușoară. Și acolo văd un munte foarte mare în zare. Cred că e zona aia cu zăpadă. Mă gândeam să-mi fac o bază și acolo, pentru că vreau să am mai multe baze pe toată insula asta. Și mi se pare ciudat că nu pot face nimic cu bucata asta mare de sticlă. Hai să le verific și pasele. Uite, deja că văd aici un fel de medicament. O cutie mai mare pe care nu o pot sparge.
Nici paste nu le pot sparge sau desface, că e carton. Bun. Mai departe. Se iau niște sunete ciudate pe aici, dar nu prea ar conta. Ca să ajung pe partea cealaltă, cred că o să-mi fac o barcă cumva. Da. O, uite și o bază a canibalilor. Sper doar că nu vor fi canibalii acasă. O, uite și o pârlă. Frumos. Așa. Oh, God, uite un canibal. Păi presiune că a plecat, totodată mi-aș dori să-mi fac niște săgeți și un arc. Haide, omoră pasărea. Așa. O să stau aici. Mă rog. Deci, pot să-mi fac un arc, oare? What? Snow shoes. Bun, alea sunt pentru zăpadă, ca să pot merge pe zăpadă mai bine, cred. Arrow. Nu, serios acum. Mă rog, o să-mi fac altă dată arcul, după ce îmi voi da seama cum. Dar se întunece și vreau să lutez toată baza aia până să se întunece, că pe rămână să văd bine și o să fiu o țintă mai ușor pentru canibali. Cred că e un canibal acolo sau eu doar un om mort. Aud râsete. Oh, fuck, așa dorm ăștia? Oh, God. Au plecat. Ba, nu. Haia! Hello, domnul canibal! Hei. Nu, e nasol cu ăștia. Așa, ca să mai avem puțină lumină. Haide, boss, mori odată. Shit! Asta nu știu dacă e mort. Iepure. Ia uite. Aud eu ceva, dar sper să nu fie canibali. O piatră, am inventarul full de pietre, am găsit un băț, cred că medicamente. Hai să văd aici la corturi. Uite, pot da aici un save. Opa. Am auzit eu ceva acolo. Nu am și o lanternă pe aici?
Hai să nu, ceva nu prea am găsit mâncare. Și nici suc, din păcate, dar poate vom găsi, cine știe. De fapt, pentru apă și că puteam să-mi craftez eu ceva. Dar nu mai știu, parcă din piele de căprioară. Stealth armor nu mă interesează, hai să-mi pun tot și armură. Așa. Mă rog, avem aici carne de șopârlă și de alte animale pe care o putem prăjini ca să ni se face foame. Deci nu e o problemă. Totuși niște valize. Niște valize aș vrea. Și ca să mă întorc acasă, cred că o să-mi fac o plută ca să plutesc până acasă, pentru că nu vreau să o mai iau din nou pe drumul ăsta. De ce prin nisip mai găsești chestii bune? De fapt e asta, că mi-am închit eu un truc. Nu cred că merge cu bățul, dar... sau da? Știu că puteai da așa și găseai anumite iteme. Ia uite, o piatră, perfect! Bani. O piatră. Nu prea găsești chestii bune. Ok, și am găsit aici o casă, tot așa ceva mare. Și un rechin. Știu că era o fântână asta în care te puteai băga în interiorul ei. Era un bug, nu știu dacă merge la toate fântânile cum e aceea de acolo, dar nu vreau să încerc. Uite un flare. Ok, alcool. Pe aici nu-i nimic? Îmi place bricheta asta pentru că funcționează la infinit, deci nu se poate termina. Am găsit clot. Ia, astea le pot distruge? Da, dar nu-mi dă nimic. Nu-mi dă bețe. Iar am auzit ceva. Cred că e un canibal pe aici. Sau caracterul meu a fi constipat. A, uite, un canibal. Ba nu, e o pasăre. Nu, nu se găsește nimic pe aici. Ia poate pe dedesubt.
Doar pietre. Perfect, a început și ploaia. Asta pare o zonă destul de liniștită, pentru că până acum nu am găsit nimic interesant, nici măcar un canibal. Nu sunt nici măcar copaci pe aici. Hai că mai merg puțin pe aici. O mică problemă acum ar fi aceea că caracterul meu cam îngheață de frig. Shit! M-au luat prin surprindere. S-a ridicat. What the fuck is going on? Au sărit chestii din ei. Asta e încă în viață. Îmi place că au sărit... A sărit suc și medicamente din ei. Care e logica aici? Mă rog. Mie îmi convine, mie îmi convine, dar... Oare de unde au ieșit? Un băț, perfect. Cred că o să-mi fac un fel de căsuță pe aici, poate. De fapt, sunt foarte mulți copaci pe aici și chiar aș vrea să-mi fac o bază în zona asta cu zăpadă. Am găsit și ciuperci. Ia vreau să văd, am văzut un video pe YouTube cu unul care și-a făcut bază în interiorul stâncilor, pentru că aparent era un bug și te puteai băga în stâncă, dar nu mai știu pe unde. Mă rog. Interesantă zona asta. Căprioară. Ah.
O să o prind. Gata. What? Caracterul meu a obosit. Și cred că o să moară și de... Cred că va muri și de frig. Oh, God, sunt canibal prin preajmă. Așa, asta și vreau. Ia, poate îi fac să se bată unul cu celălalt. Unde-i celălalt? Ia uite. Aia e încă în viață. A, uite, am mai venit. A, uite, trei aici, încă unul mai la depărtare. O să plec de pe aici, poate o să-mi piardă urma până la urmă. Nu știu, mă gândesc și eu. Uite o veveriță. Hopa, uite și un canibal acolo. Oare mă vede? O să presupun că nu m-a văzut. Oare se poate ajunge până în vârful muntelui? Ok, deci se pare că m-am plimbat destul de mult în Da, iar am început să mă bălui. Se pare că m-am plimbat destul de mult în acest episod. Nu cred că o să mă plimb chiar atâta. Totuși aș vrea să fac o bază în zona asta, dar nu găsesc încă o zonă perfectă, înconjurată de foarte mulți copaci. Hai să vedem. Hmm.
Uite și un iepure alb. Mă rog, cred că aici o să-mi fac o bază, pentru că vreau să-mi fac o bază într-o zonă cu zăpadă și zona asta e destul de bună. E cât de cât dreaptă. Sunt și copaci prin jur. Da, pe undeva pe aici. Bun, dar cred că o să fac o mică pauză aici și o să revin după ce voi găsi o zonă bună de a mă amplasa. Da. Ok, m-am mai plimbat puțin pe aici și am găsit această zonă superbă. Ups, era să cad. Cred că o să-mi fac aici un fel de casă suspendată în aer. Cred. Hai să văd dacă pot să pun blueprint pe aici. Platformă. Nu o platformă de asta. Pe aici. Oare pot să pun în aer? Nu pot să pun în aer. Normal că nu pot să pun în aer. Dar cu Stone Foundation, ia. Dacă o să încerc să pun de aici. Așa. Sau cum să pun? Așa aici. Și momentan să fie așa. Câte locuri îmi trebuie? Și cum o să le pun? 37 de locuri. Da. Bun. Cred că o să construiesc aici cât de cât off-camera. Uite, am pus-o cam strâmbă. Da, da, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut și vom continua în episodul următor. Bye bye!